Neymar, one photo, please. Ruben. Neymar, love you, brother. Și pe cine vedem noi acolo? Neymar din nou, ia uitați-l. Bă, salut, fraților, și bine ați revenit la un nou super episod, direct de aici, din Riad. Un clip pe care vă zic sincer, nu știu dacă îl voi posta sau nu, deoarece urmează să fac una dintre cele mai nebune chestii din viața mea și să merg direct la baza sportivă a celor de la Al Hilal, echipat cu tricoul lor pe care l-ați văzut în clipul anterior, și să încercăm să ne întâlnim, băi, măcar cu unul sau doi jucători de acolo. O să așteptăm după antrenament, deoarece știu că în seara asta e un antrenament aici în Arabia Saudită, fotbaliștii se antrenează noaptea, deoarece este mult prea cald, și bineînțeles, principalul obiectiv din acest episod este să-l vedem direct pe băiatul nostru din spate de acolo, Neymar. Ar fi senzație să oprească la noi, dar șansele sunt minime, știți și voi asta, însă fratele vostru nu renunță și indiferent unde merge, încearcă să facă maximul, așadar vreau să vă susținerea voastră acolo cu peste 10.000 de like-uri, dacă vreți un video la fel și cu jucătorii de la Al Nassr, fiți atenți că o să mă uit acolo cum reușiți 10.000 de like-uri. Voi posta încă un video cu jucătorii de la Al Nassr și fără să stăm la discuții, urmează să plecăm în acest moment de aici, de la magazinul oficial al celor de la Al Hilal, la baza de antrenament, unde acolo sper să găsim cât mai mulți jucători. Tocmai ce am ajuns la baza de antrenament a celor de la Al Hilal și deja venise un jucător care a zis că nu poate să oprească, deoarece acum încep antrenamentele, așa cum am zis, ei încep antrenamentele noaptea. Aceasta este baza de antrenament și vom sta aici să așteptăm jucători. Fraților, ne-am întâlnit și aici cu un ajutor care ne-a spus că tocmai au venit jucătorii la antrenament și el, ajungând mai devreme, a reușit să facă poză cu Milinkovic-Savic. You manage to do a picture with Milinkovic-Savic. Show me here to the vlog. Yes. Ia uitați-vă. Poză cu Milinkovic-Savic în urmă cu, ia să ne uităm la timp, the time, one hour ago. Yeah, one hour ago. Ok, deci jucătorii sunt oficial la antrenament, inclusiv Neymar este aici, stăm după el, avem și tricoul pregătit, Doamne ajută să oprească, să ne dea un autograf sau să nu știu, să-l vedem, ar fi senzațional, haideți să vedem, nu plecăm de aici, 2 ore de acum înainte, aici ne punem și stăm frumos cu prietenul nostru și cu Victor. Let's go! Vom merge în acest moment către altă parte, deoarece acolo am înțeles că este o intrare principală și vreau să vorbesc cu cineva din interiorul clubului, poate ne ajută să stăm mai aproape de jucători. Încă nu știu, vă zic sincer, oricum e ultima șansă, deoarece ei după mâine pleacă, au un meci cu Al Ittihad, un duel tare o să fie în următoarele zile între Neymar, Benzema, Kanté, chiar meci super super tare. Și din ce am înțeles, they will sleep here tonight? Yeah, they will sleep here today. Deci o să dorm and aici. Tomorrow they're going to get ready to travel to Jeddah. Ok, deci o să dorm aici la noapte. Ideea e că să-i pândim pe unde să duc, am înțeles că hotelul e tot în interior. Noi ne învârtim în jurul bazei, vedeți? Hai să mergem în față să vedem ce rezolvăm. Mamă, cum arată intrarea! Intrarea la baza sportivă a celor de la Al Hilal și hai să vedem. Mamă, e nebunie pe aici. E nebunie pe aici. Hai să intrăm și să vedem și noi ce se întâmplă și dacă putem să vorbim cu cineva, bineînțeles. Tocmai ce am aflat, că singurul jucător care poate pleca în această seară de aici, deoarece nu joacă, este Neymar. Ideea e, aici este intrarea și uitați-vă la intrare, avem direct autocarul celor de la Al Hilal. Ei chiar acum sunt pe teren, acolo unde vedeți nocturna, ei acolo se antrenează în acest moment, inclusiv Neymar, și noi trebuie să ocolim tot, să mergem undeva în partea aceea pe unde vor ieși jucătorii, dar v-am zis, ceilalți vor intra în campus. Intrarea în campus este fix acolo, unde vedeți poarta aceea albă, se vede o poartă albă, o gură albă, acolo intră ei, însă Neymar nu va rămâne, el va ieși pe partea cealaltă. Deci există o șansă, mergem pe partea cealaltă. Nu știu ce să mai zic. Nu știu dacă se postează vlogul ăsta sau nu, dar încercăm. Traversăm toată baza sportivă și ajungem aici în partea asta, unde la fel suntem tot lângă terenul de antrenament. Aici mai este un teren de antrenament, însă ceva mai micus, probabil pentru juniori, iar acolo văd ceva oameni în îndepărtare. Văd ceva oameni acolo în îndepărtare, sper să nu aștepte și ei. Tot după un jucător. Ajungem pe partea cealaltă, unde aici putem vedea puțin din teren, acolo se vede, ia uitați, și aici sunt mașinile jucătorilor. Ia uitați, le vedeți? Mașinile jucătorilor care din păcate nu vor pleca în seara asta de aici. Acesta este ghinionul nostru. Ideea e că mai e o grămadă de lume care l-așteaptă pe Neymar. Nu știu dacă oprește, dar poate mă vede pe mine, am și tricoul lui. Eu mai am încă un tricou. Hai să vedem, mai să plece lumea asta. Să plece. Ah, i-a luat, păi, i-a luat, cred că îi bagă. Păi îi bagă, îi știe ceva. Nu-mi pasă. Eu stau aici frumos, civilizat, corect. Dacă îi se face milă de mine, oprește. Dacă nu. Yeah, and Neymar was there inside those cars? No, there was a Mercedes in between.
Ah, ok, de security. Deci acestea sunt mașinile care l-au escortat pe Neymar. Acestea două și imediat vă arăt mașina lui Neymar. Aceea de acolo este mașina lui. Vedeți macanul albastru și încă o mașină gri. Cea neagră este a lui Neymar. Cu ea va pleca de aici în această seară. Și doamne ajută, băi, măcar să-l vedem. Nu știu dacă o să oprească sau nu. Mamă, măcar să ieși gurat. Da, măcar să-l vedem. După încă 15 minute revenim cu o veste proastă. Tocmai ce am vorbit cu domnul de la securitate, cu traducătorul meu aici care ne ajută maxim, credeți-mă, tot respectul pentru el. Neymar, de când a venit la Al-Hilal, nu a oprit niciodată aici, niciodată. Oricât de mult sau puțin fani au fost, nu a oprit niciodată, așa că, nu știu, să oprească pentru prima dată la noi, ar fi ceva wow, dar măcar să-l vedem, măcar să strigăm, măcar să ne salute, orice, având în vedere că nici măcar nu l-am văzut pe Neymar, știți foarte bine, am fost la meci, n-a venit la meci. Am mai fost o dată aici în altă zi să vorbim, la fel, bineînțeles că nu era, acum este aici, haideți să vedem dacă putem măcar să-l vedem. Jucătorii, vedeți? Acum intră la antrenament. Uitați jucătorii cum intră la antrenament. Mamă, de-abia acum încep. Hai de capul meu. Băi, Neymar, da! Neymar! Neymar! Love you, brother! Neymar, love you! Mamă, uitați-l pe Neymar fix aici. Acum intră la antrenament, îl vedeți? Neymar, love you! Uitați-l pe Neymar, nu-mi vine să cred. Neymar în fața noastră, nu-mi vine să cred. Cu Malcolm. Neymar, love you! Love you so much, Neymar! Right here, right here. Mamă, nu cred, Neymar. Ia uitați-l. Neymar! Neymar! Where is Neymar? Wow! Păi cât de frumos, Neymar! Fix aici lângă noi, ați văzut? L-am strigat de două sau trei ori, dar avem o șansă. Avem o șansă, una mică rău de tot, dar există o șansă. În continuare, oamenii de la securitate, chiar dacă, bineînțeles, nu ne lasă să intrăm, ne-au oferit apă, atât mie cât și lui Victor. Este un gest deosebit pe care ei îl fac aici, indiferent cu oricine. Și ei între ei, deja a început să se strângă lume și lumea este agitată. Lucrul ăsta nu ne ajută pe noi. Nu trebuie să fii agitat când aștepți un jucător, trebuie să fii calm, frumos, stai frumos aici la locul tău. Aici este singura șansă să-l prindem pe Neymar, deoarece dacă vă uitați în spate, ea încearcă ușor să filmezi Victor. Îl vedeți pe bodyguardul lui, îl vezi, Victor? Îl mai vezi? Sau unde e? Da? Filmează. El este bodyguardul lui Neymar, care îl păzește și îl așteaptă să-l escorteze. Mai este cineva, sunt două mașini care îl vor escorta, dar nici am înțeles, mașină îl așteaptă aici, pentru că îl escortează pe tot drumul. Aici, uite, de la balustradă și până aici, când Neymar m-a venit cu mașina, singura șansă. Stau aici câte ore, am stat 6 ore la Bruno, nu stau 12 la Neymar, doar să ne iasă. Doamne ajută, Neymar, vino. Ia uitați, fraților, un fan care așteaptă un fotbalist de la Al-Hilal. Cât de frumos! Respect. Și ce credeți, fraților? Băieții ăștia doi au văzut TikTok-ul meu viral când m-am întâlnit cu jucătorii de la Manchester United. You saw my TikTok with Manchester players. Băi, cât de tare. Thank you, brother. Thank you. Appreciate. Mamă, ce frumos. Ia uitați-le, fraților. Mașinile care le așteaptă pe Neymar, aceste două mașini îl vor escorta până la el la apartament. Mamă, mai durează, o să mai dureze vreo oră, două, nu știu cât durează, dar sper, e greu. Nu vreau să-mi fac speranțe, știți de ce? Mereu când îmi fac speranțe că reușesc ceva, rămân dezamăgit, supărat. Mai bine nu reușesc. Nu știu, mă gândesc că dacă o să postez sau nu vlogul, dar măcar îl vedem pe Neymar, frate. Adică totuși. N-am venit degeaba în Arabia Saudită, o să fim lângă el, la fel cum am fost și lângă Cristiano Ronaldo când am fost la meci la Nasser. Să treacă pe lângă noi, mă, să ne salute măcar. Sunt cel mai fericit. Dar dacă mi-ar da un autograf, ar fi vis. Și acum în imagine a ieșit bodyguardul lui Neymar. Acesta îmbrăcat în bleu este bodyguardul personal al lui Neymar. Așa cum are și Messi și Cristiano, el este. Poate vorbim cu el. I love you, bodyguard. Hai că răspunde dacă e. Mamă, cine a venit? It's your father? Nu mai fost. Mamă, cine o fi asta, fraților? Ia uitați-vă ce mașină frumoasă are. Superb. Fraților, suntem la a doua sticlă de apă, toată gașca aici. Îl așteptăm pe Neymar să vină. So guys, we will meet Neymar or not? What do you think? I don't think so. No? You we might see him. Yes or no? Yes. Okay, yes. We will meet Neymar today. Opa! Și pe cine vedem noi acolo? Neymar din nou, ia uitați-l. Îl vedeți? Da, l-ați văzut, da? Trec oficial 3 ore de când stăm aici să-l așteptăm pe Neymar și ideea e că ușor, ușor a început un vânt puternic, să sperăm că nu vine vreo furtună, deoarece aici, în Arabia Saudită, nu te joci cu furtunile, credeți-mă. Ne iau pe sus cu fulgi cu tot, eu sper să nu înceapă nimic. Mai este cam o oră, cred, de antrenament, că ai văzut, au intrat destul de târziu, dar totuși așteptăm până la final, nu mă las până nu-l văd măcar pe Neymar în seara asta. Băi fraților, nu vine să cred. E o doamnă aici cu care m-am împrietenit și am făcut poză cu fiul ei. I-am spus că încerc eu să-l opresc pe Neymar și pentru ea, pentru că l-am văzut pe ăsta mic aici. Și a venit managerul echipei, au vorbit aici și a spus ea despre mine, fără să zic eu nimic. Și managerul echipei a zis că o să mă ia când vin jucătorii sau când vine cineva. N-am înțeles prea bine, nu vreau să îmi fac speranțe, că nu e ok. Stăm aici cu minți și liniștiți să vedem ce se întâmplă. Doamne,
ajută. Hai să vedem. Oficial ne-au băgat în interior și uitați-vă trofeele lor. Câte trofee au cei de la Al-Hilal. Nu știu dacă ajunge până la urmă să facem totuși o poză cu Neymar, dar uitați-vă și voi cât de fain arată aici. Și aici bazinul de not, super, super frumos. Bă, fraților, ne semnează tricou. Deci fiți atenți, nu știu dacă putem să facem poză, dar ne semnează tricou. N-avem voie să facem poză cu el aici, dar ne semnează tricou. Domnul se duce cu tricou să mi-l semneze Neymar și mie și lui Victor. Tricourile noastre vor fi semnate de Neymar, cică. Nu știu ce să mai zic, băi, fraților. Nu știu ce să mai zic. Uitați tricourile acolo. Uitați tricourile acolo. Nu e nicio vrăjeală, nu e nimic. Am intrat aici și acum posibil să ne semneze tricou. Hai să vedem. Ruben. A picture, quickly. Thank you very much. Appreciate, Ruben. Thank you. Appreciate. Thank you very much. Appreciate. Wow. Ruben Neves, frate. Thank you, brother. Thank you. Ce tare, fraților. Deci a făcut poză cu noi, nu cred, Ruben Neves. Și acum momentul decisiv. Primim semnătura lui Neymar oficială de aici, direct de la el sau nu? Hai să vedem. Friday. 5 seconds. Only a picture, Malcolm. Okay, I'm waiting for you, brother. Malcolm, cred că he's Malcolm, right? Yeah, Malcolm. Malcolm. He's in the back? No. In the back, no driving. Hai să vedem dacă facem poză cu Malcolm. Mama, au venit, filmează că a venit securitatea lui Neymar. Deci e posibil să vină și el curând. Malcolm, only a picture. Only a picture, Malcolm, please. Only a picture. Please, Malcolm, only a picture. Thank you very much. Thank you. He got you some flowers. Thank you, Malcolm. Respect. Appreciate, Malcolm. Thank you very much. You're the best. Appreciate. Good luck on Friday. Have a nice day. See you on Friday. Ciao, guys. Ciao, Malcolm. Dă-i drumul că vine ceva mare. A picture. Only a picture. Only a picture, please. Only a picture. Thank you very much. Appreciate. Thank you. Thank you very much, appreciate. Thank you. Who is in the back? One. Khalifa. Na? Iska nu e bun să nu mă apăsă cu el. Sorry, brother. With me also, please. One second. Thank you, bro. Thank you. Koulibaly, fraților. Koulibaly, a picture, please. Only one picture, please. Only one picture. Thank you very much, appreciate. Thank you, Koulibaly. Thank you very much, appreciate. You're the best. Luck from Romania. Wish you the best from Romania, Koulibaly. You're the best that you stop for us. Respect, Koulibaly. Respect that you stop for us. Much respect because I came here for you. Thank you very much. Băi, mult respect pentru Koulibaly că a oprit. Bravo lui. Respect, Koulibaly. Neymar, can you make one photo, please? One photo, I came from Romania to make a photo with you, please, Neymar. Mamă, vine cu tricourile. One photo with him, but the t-shirts are signed? It's a surprise. Give me. Thank you very much. Oh my God. Neymar, one photo, please. Only one photo, please. Only one photo, please. Please, Neymar, only one photo. Come on. Only one photo if you can. Only one photo, please. If you can. Please, Neymar. Please, only one photo. Come on, Neymar, please. Băi, am fost lângă el, lângă geamul lui. Dar avem tricoul. Tricoul semnat de el. Oh my God. Mamă, thank you very much, brother. Băi. Fraților, nu a deschis geamul, probabil șoferul sau ar fi avut geamul blocat, habar n-am, nu a deschis geamul, dar ne semnează tricoul Neymar direct acolo frumos. Mamă, nu vine să cred. Deci, pe bune, a spus că nu a deschis geamul, dar avem tricou semnat de Neymar. Fabulos, incredibil. Yes, this one. Thank you very much, I appreciate. Bye-bye, have a nice evening. Thank you, bye-bye. Băi, nu se poate așa ceva. Obiectiv îndeplinit, avem tricoul semnat de Neymar. La o milisecundă să facem și poză cu el, dar facem cu Malcolm, cu Ruben Neves, cu Koulibaly.
fabulos. Deci, efectiv, stăm și așteptăm Uber-ul și nu-mi vine să cred. Efectiv, sunt în șoc. Mie nu-mi vine să cred că Neymar, deci tricourile astea, noi nu eram siguri dacă vrem să le cumpărăm sau nu astăzi. Și uitați-vă și voi, mâna lui Neymar, de fapt le-ați văzut când le-am cumpărat, mâna lui Neymar a semnat aceste tricouri, dublă semnătură. Victorie, pare rău, nu ți-l mai dau pe ăsta, pe OLX direct cu el. Băi, eu nu știu dacă i-a mai semnat cuiva Neymar tricou, asta nu știu eu. Mi-e și frică să merg pe stradă cu el, că poate mi-l fură cineva sau ceva. Dar abia aștept să vină Uber-ul, bineînțeles să rămân. Fraților, este cel mai tare clip de pe acest canal. Efectiv, e prima dată că nu mai pot să vorbesc, credeți-mă, la finalul clipului e și liniște, nu știu ce să mai zic. Haideți acolo cu peste 20.000, 30.000, 80.000 de like-uri, nu mai contează. Nu uitați să apăsați și pe butonul de subscribe. Băi, chiar vrem să mergem la Messi, așadar vreau să vă văd cu subscribe acolo. Noapte bună de aici, din Arabia Saudită. Pa, pa!